Ăsta e gol, bă. E gol goluț. Și stă într-o poziție de parcă ar face caca, ce să spun. Parcă ar fi o creatură ciudată din Cernobâl. Hei, salutare prieteni și bine ați revenit la un nou videoclip. Știu că nu am postat de mult, însă dacă doriți să fiu mai activ, să postez aproape zilnic, atunci neapărat apreciați acest videoclip cu un like și scrieți-mi despre aceasta în comentarii, deoarece acest lucru mă motivează să filmez mai des. Iar astăzi am pregătit special pentru voi câțiva moș Crăciuni surprinși pe camera video și nu doar moș Crăciuni. Priviți acest videoclip până la final, fără să derulați și veți vedea despre ce este vorba. Este o surpriză, da? Și haideți să începem cu începutul, ca să spun așa. Un băiat a scris lui Moș Crăciun o scrisoare în care i-a cerut nu doar să-i aducă careva cadouri, dar să aibă parte și de o magie, să spun așa. Și haideți să privim împreună de ce a avut parte acel băiat. Deci eu nu înțeleg ce înseamnă asta, ce este asta în general, cum se poate așa ceva. Dacă aveți voi vreo explicație, vă rog să scrieți chiar acum în comentarii, iar noi haideți să mergem mai departe. Un Moș Crăciun gol care a intrat într-o casă, frate. Priviți foarte atent. Iată, în casă era și un câine, o psică, ceva acolo. Iată, intră Moș Crăciun, fraților. Bă, ești prost. Ăsta e gol, bă. E gol goluț. Are doar un cap și barba aia. Bea laptele. Ce naiba vrea să facă asta? De ce a venit așa, fără cadouri? A luat laptele de pe masă? Păi, a băut iarăși puțin și... Ce scuipă în șosete? De ce face asta, băi? Băi, du-te, drag. De ce face asta? Hai că ăsta, da, Moș Crăciun, acum chiar... Le-am văzut pe toate. Hai să vedem un alt videoclip destul de vechi, aș spune, dar care pare fake. Prea fake. Dar scrieți și voi în comentarii. Voi ce spuneți? Este un videoclip fake sau este un videoclip real? Mie mi se pare 100% că este fake. Iar acum a venit momentul să vedem un dragon, da, ca anul nou chinezesc, să spun așa, și iarăși scrieți voi în comentarii cum credeți, acest dragon este unul real sau iarăși este vorba de un videoclip fake și atât, nimic mai mult. Foarte înfricoșător acest videoclip și e ciudat, na, dar iarăși, eu cred că este fake și haideți să vă mai arăt unul deja din alte locații. Nu știu ce să spun, am spus deja, este fake, părerea mea. Scrieți-o și pe voastră, dacă încă nu ați făcut-o, chiar contează foarte mult acest lucru să scrieți cu toții în comentarii. Mamă, aici un Moș Crăciun care a intrat într-o casă, de fapt este la balcon și stă într-o poziție de parcă ar face caca, ce să spun.
altceva. Sau chiar face. Este și o pisică acolo. Da, nu știu ce să spun. Iarăși. Aici a fost surprins Moș Crăciun dintr-un avion, cineva a filmat și a fost surprins Moș Crăciun cu renii săi, cu sania sa. Foarte tare. A apărut Moș Crăciun, mamă ce magie! Wow, a scos și un cadou de acolo, băi, cum a intrat el? Nu înțeleg. Deci cum a apărut așa, așa și a dispărut cu acest efect incredibil. Da, ce pot să spun mai mult de atât, ați văzut și singuri. Aceste cadre, dacă nu greșesc, au fost făcute în New York, dar iarăși poate fi vorba de un fake. Știu acest videoclip, această secvență mai de mult timp. Probabil ați văzut-o și voi mai înainte. Ok, haideți să vedem noaptea iarăși dintr-un avion ce a surprins o persoană. Să fie vorba iarăși de Moș Crăciun împreună cu Reni și Sania sa? Posibil, cine știe. Ce, mă? Ăsta-i Moș Crăciun cel rău. Las-o, mă, mai moale. Chiar așa, serios. Acum vreau să vă arăt o creatură foarte ciudată. Da, ce credeți că poate fi? Scrieți în comentarii, chiar mi-este și mie interesant ce părere aveți voi, iar noi haideți să continuăm. Aici un băiat l-a surprins pe Moș Crăciun. Santa. Chiar în timp ce se afla în casa lui. This is... I gotta be quiet. Ce face? I-a adus cadouri sau fură? Santa. I can actually call him on tape. This is gold. Sper să nu facă caca iarăși ca ăla de la balcon. Oh my... Oh, that's why I think she's excited to see Santa. Tot e spas de... Despachetează acolo niște lucruri, nu știu ce face el. Ciudat și asta. Be quiet, Riley. Ce mă, ce tot se scarpină, ce are? Biscuiți cu lapte îi dă și la câine sau? Deci nici măcar câinele nu s-a speriat de el, l-a primit bucuros. Da, fraților, și la fel, un videoclip destul de ciudat, ca și ăla de pe Brad, creatura aia ciudată, sau este o altă creatură chiar, nu știu.
Hai băi, și vecinul ăsta a început să... În orice caz, mergem mai departe. Nu știu, explicați-mi și mie, vă rog, ce este această creatură? Deci, este un videoclip foarte scurt, dar la fel foarte ciudat. Voi doar priviți ce este asta, de parcă ar fi o creatură ciudată din Cernobâl, fraților. Chiar pare o astfel de creatură după cum arată. E incredibil. Iar acum un băiat a pus mai multe camere de supraveghere și gen l-a surprins pe Moș Crăciun. În casă și mănâncă biscuiți cu lapte. De ce? Dacă pui biscuiți cu lapte în seara aia, vine Moș Crăciun la tine să mănânce. Și iată, a reușit acest băiat și l-a surprins și pe camera video. Wow, cât de tare! Voi pune și eu niște biscuiți cu lapte să văd. Îl surprind pe Moș Crăciun și vor dispărea biscuiții cu laptele sau... Este fake și asta, nu știu ce să spun. Da, fraților, pare ciudat, însă acum vreau să vă arăt cel mai interesant videoclip, cea mai interesantă secvență. Să se basă mie, nu? Da, aveți dreptate, acesta este un prank, am vrut astfel să încheie acest videoclip, nu am vrut ceva înfricoșător să fie, da? Am vrut să o termin așa, drăguț. Sper că v-a plăcut acest videoclip și dacă într-adevăr este așa, neapărat nu uitați de acel like dacă încă nu ați făcut-o și scrieți-mi în comentarii, vă rog chiar să o faceți cu toții, să scrieți despre ce ați mai dori să filmez pe acest canal. Neapărat voi citi toate comentariile și chiar vă voi da inimioară. Urmăriți-mă și pe Instagram, sunt foarte activ acolo și veți mai vedea ce fac eu de zi cu zi. Ne revedem cât se poate de curând. Până atunci, ca de obicei, sănătate tuturor și toate cele bune. Pa, pa!